Lipsa forței de muncă a condus la o readaptare a celor care conduc afaceri în agricultură și în domenii conexe. Una dintre soluții a fost aducerea oamenilor din țări îndepărtate ale Asiei, o soluție nu tocmai lipsită de provocări de altfel. Așadar, vă invit să urmărim în minutele următoare un material interesant care dezbate acest subiect. Bună ziua, domnule Pesach! Mulțumim că ne-ați primit! Noastră aduceți muncitori din Asia. Din 2010, deci sunt deja 11 ani de când faceți asta. Spuneți-ne, în agricultură și domeniile conexe, cum merge treaba? Din ce în ce mai bine, cerere există și crește. Noi recrutăm personal, majoritatea sunt din Asia, țări cum ar fi Filipine, Indonezia, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh și altele. Am adus și aducem personal pentru ferme de vaci, îngrijitor, asistenți veterinari pentru însămânțare artificiale, pentru ferme de legume, tot felul de laboratoare care fabrică semințe, sere. Cam cât la sută din totalul personalului pe care îl aduceți în România este pentru zona aceasta, agricultură, zootehnie și domenii conexe, inclusiv cam Horeca? Cam 20-25%. Este o creștere, deoarece angajatorii, fermierii, proprietari de ferme au capătat mai multă încredere în personal asiatic. Încredere care se manifestă pe alte domenii de personal care aducem și am început să aducem din ce în ce mai mult și pe segmentele astea. Cum se adaptează asiaticii în România și cum se înțeleg? Mă gândesc că un administrator de fermă este mai greu să comunice cu ei, având în vedere că nu vorbesc aceeași limbă. Angajatorii, beneficiarii trebuie instruiți. De aceea intervenim noi pe partea de integrare, pe partea de comunicare, mai ales la început, în primele 2-3 luni, când este cel mai important. Muncitorii care sosesc pot comunica în engleză sau, mai bine spus, un fel de engleză de baltă, pentru că engleza nu este foarte bună. Și atunci îi ajutăm noi în primele săptămâni cu integrarea, cu comunicarea, iar ulterior intervine o chestie, se înțeleg, prin semne, prin translator, prin un șef de echipă sau mai mulți care stau sau lucrează de mai mult timp și ajută la comunicare, la disciplinare când este nevoie. Pentru echipe de muncitori mai mari de 10, mereu recomandăm să se aducă măcar un bucătar, să-i gătească mâncare specifică, e foarte important și pentru ei. Partea asta de mâncare sunt condimente speciale care trebuie cumpărate și angajatorii nu știu de unde. Lucrăm cu oamenii, e posibil și se întâmplă de multe ori ca echipele, chiar dacă au fost recrutate corect, ca la carte, nu sunt omogene. Și atunci grupuri de persoane se mai ceartă, se mai ciondănesc. Și e important să ai în spate pe cineva să te poate ajuta. Care este riscul la care se supun angajatorii dacă folosesc serviciile unor firme care nu sunt autorizate? Riscul major este de a avea de-a face cu trafic de persoane, pentru că asiaticii pleacă în Europa să muncească pentru bani, în primul rând. Și atunci putem avea de-a face cu persoane care nu sunt calificate, care emint la interviu, care nu știu despre domeniul respectiv și păcălesc recrutorii. Și aici intervine agenția parteneră din Asia, cât și rolul nostru de a detecta persoane cât mai potrivite pentru angajator.
Bineînțeles că și aici există riscuri de a da greș și atunci noi oferim garanții contractuale, depinde de la caz la caz, de înlocuire, dacă este nevoie. Cât câștigă un muncitor asiatic în România? Salariul minim care câștigă el în mână, să zic așa, ar fi undeva la 450-500 de dolari. Asta înseamnă 2000-2200 de lei net în mână. Pentru ce munci vorbim? Ferme? Salariul care am menționat se referă la munca brută, munca necalificată, muncitori necalificați în agricultură, salahor, construcții, ajutore ospătar, să zic așa, care nu necesită o pregătire specială și angajatorii îi oferă un training la fața locului. Și un calificat? Un calificat, de exemplu, un bucătar, un ajutor de bucătar, vine pe un salariu de 600 de dolari. Un bucătar calificat vine pe 750-800. Un operator CNC vine pe un salariu de 800 de dolari. Iar la aceste costuri, angajatorul mai adaugă și cazarea și hrana. Da, e foarte important pentru că asiaticii nu pot să asigure singur cazare și mâncare. Și una dintre condițiile impuse de agenții partenere este ca angajatorul să-i se ofere cazare și mâncare gratuită. Și ce ar însemna pentru un angajator? Undeva în jur de suma de 4.000 de lei, plus minus, toate costurile lunare per o persoană. Plus comisionul dumneavoastră, comisionul agenției. Comisionul nostru, da, de la caz la caz, cu câte aducem mai mulți pentru aceeași angajator, oferim prețuri mai bune. Care este contractul minim? Perioada minimă? Asiaticii vin pe perioada minimă de 2 ani de zile, 24 de luni. După 24 de luni au dreptul de un bilet de avion să meargă acasă sau, în cazul în care se renuiește contractul, angajatorul va oferi bilet dus întors. Spuneți-mi, vă rog, de ce angajatorii aleg să meargă pe varianta aceasta de a aduce muncitori din alte părți? Da. Costurile finale de către angajator sunt undeva în jur de 4.000 de lei, este adevărat. Problema care se confruntă majoritatea angajatorilor care se apelează la serviciile noastre e că nu găsesc personal disponibil, doritor, să muncească. Pentru că românii pleacă la muncă în alte țări, așa vin și asiaticii în România. Bine, românii pleacă la muncă în altă parte, nu de bine, ci pentru a câștiga un salariu exact mai mare. Exact, același motiv au și asiaticii. Să ofere un viitor mai bun familiilor. Care au fost principalele provocări în acest business în cei 11 ani de activitate? Noi am început activitatea când nu prea erau firme de profil. Am început prin a aduce personal casnic, bune menajere, îngrijitor, bătrân și persoane nevoiașe. Prin faptul că ne-am afirmat în piața și angajatorii care i-am adus bune și menajere, majoritatea șpermicii au avut nevoie de personal, au apelat și ne-au cerut, dacă putem să aducem și pe construcții, și pe agricultură, și pe transporturi, și așa mai departe. Am făcut greșel în sensul de am adus personal străin pe salarii mai mici decât trebuia. Și provocarea a fost că persoanele, muncitorii n-au mai stat, n-au mai respectat contractul. Și atunci am învățat din greșele și am găsit formula să mulțumească pe ambele părți. Salariul trebuie să fie corespunzător muncii, prestate, niciodată să nu rămână orele suplimentare neplătite, asta e dreptul omului. Și legislația muncii, indiferent din ce țară prevede aceste lucruri,
și trebuie să fim imparțial. Deci nici cu angajatorul, nici cu angajatul. Trebuie să urmărim, să respectăm contractul și legislația muncii. Ce se întâmplă dacă un angajat nu își respectă contractul? În primul rând există garanții contractuale, dar trebuie să investigăm, trebuie să știm de ce nu a respectat. Sunt cazuri în care nu respectă pentru că nu se oferă condițiile contractuale. Angajații care vin prin agenția noastră au toate contactele și au legătura permanentă cu personalul angajat, al nostru, stafful nostru. Îi răspundem 24 din 24 și se pot apela și remediem, mediem conflicte, ne deplasăm dacă este nevoie la fața locului. Care sunt cele mai frecvente conflicte pe care le-ați mediat? Orele suplimentare, neplătite. Angajatorii încearcă să profite de acest aspect ca asiaticii nu înțeleg limba română, nu înțeleg limba engleză foarte bine și sunt abuzuri. Și de cele mai multe ori am reușit să corectăm. Dacă ei nu mai au loc de muncă la compania respectivă, ar putea fi trimiși acasă și dacă da, pe cheltuia la cui? Nu ni s-a întâmplat, pentru că mereu am reușit să găsim soluții intermediare, chiar dacă personalul a fost adus pe un post anume, am reușit să-l reprofilăm, să-l găsim în altă parte, muncitori în producție, unde s-a închis, de exemplu, l-am trimis la curățenie. Se găsesc soluții și, bineînțeles, trebuie să fie și voința lor. Din cât ați văzut dumneavoastră, cât de mult vă ajută statul în această parte? Statul, cum se implică? Din ce în ce mai mult, având în vedere că numărul muncitorilor străini aprobați prin contingent anual, care se votează în fiecare an, undeva în decembrie, a crescut, instituțiile statului ne oferă sprijin și începem cu Inspectoratul General pentru Imigrar, care a simplificat platforma de depunere a documentelor. Lucrurile se fac mai bine. Pe partea de legislația muncii, ITM-urile, inspectoratele teritoriale de muncă, la fel, sunt mai cunosc mai bine spețe cu străini. Controalele care se efectuează, lucrurile sunt mai bine decât acum 10 ani.